venit la Viitorul, spune-le cum ai ajuns aici. Bună seara, bine v-am găsit. Sunt bucuros că am reușit acest transfer. Mi-am dorit să vin. Când am auzit de această oportunitate, nici n-am stat să mă gândesc și sper să fac lucruri bune, să ajut echipa și să nu dezamăgesc pe oamenii care au avut încredere în mine. A contat și faptul că ai lucrat înainte cu Mircea Rednic? Da, sigur că a contat, dar Viitorul întotdeauna a fost un brand. De când eram junior, știam de capacitatea de a scoate fotbaliști. Cred că este un plus în cariera mea, un plus foarte mare pentru mine că am ajuns aici și trebuie să arăt că nu am ajuns doar prin prezență, trebuie să arăt și calitățile mele, să ajut echipa. Te știu cu mulți dintre jucători și de la loturile naționale de juniori. E un avantaj pentru acomodarea ta? Da, sigur, sunt jucători tineri, știu că sunt jucători de valoare și ne cunoaștem de, cred că de la 14 ani, mă știu, cu majoritatea cu băieților. Sper să mă primească bine și să formăm un grup unit și să îndeplinim obiectivele clubului. Ce obiective personale ți-ai propus pentru acest Să mă integrez cât mai repede și cât mai bine, să ajut echipa cât mai mult, prin goluri, prin pase și să câștige echipa. Asta este important. Aveți un prim obiectiv foarte important, calificarea în play-off. Cum vezi această lucru? Da, cred că este realizabil. Sunt foarte puține puncte, diferență de Chindia și de Clinceni. Cred că avem o echipă bună și nu este o piedică pentru noi, este un avantaj. Pornim cu o șansă foarte mare și sper să atingem obiectivul.